runde rumenite, 7 întrebări multe și coapte. Pentru 10 concurenți zâmbitori și un pic cam fierți, e meniul special, pregătit de Șef Cabral. Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii! Oameni buni, ați auzit vreodată de John Brouwer Minnoch? John Brouwer Minnoch a trăit între 1941 și 1983. Deține recordul pentru cel mai greu om de pe pământ. Da, avea 1,85 și la un moment dat a cântărit 635 de kilograme. Ce-arme? Nu scrie. Da. Deci la un moment dat avea 635 de kilograme. Un pic mai slab decât plantă, vă dați seama. Tot el, John Brouwer Minnoch, deține și recordul pentru persoana care a slăbit cel mai mult pe lumea asta. Reușind să dea jos 419 kilograme. În același timp, plantă nu deține niciun record. Chiar că mai are. Dar nu mult, după cum. În sfârșit. Ca de obicei, jucăm 6 runde. Răspunsurile favorite sunt puse pe ecran și dau puncte. Iată. Și dacă nu dau puncte, atunci vine... Mafia! Nu vreau să comentez această afirmație, că se uită copii la noi. Cu cine jucăm astăzi? Ionită! În aplauzele voastre, familia Ioniță! Din București sunt ei conduși de Ale. Bună, Ale! Bună! Ale sau delfinul? Ori măgarul? Hopa! Așa? Da. Cine ți-a zis măgarul? Mama. De ce? Încerc să aflu de ce zvani. Este un inginer proiectant pasionat de călătorit, prăjiturit și privitul la stele. Nu-i place să meargă cu autocarul și nici să-i se spună ce să facă. Se aseamănă cu o floare de colț pentru că puțină lume o poate vedea așa cum este ea. Își dorește mult să vadă Maldivele alături de partenerul său. Ținem pumni. Mulțumesc. Cu cine ai venit? Am venit cu bunica mea, Maria. Bună, Maria. Bună. Cu Adinuța, scumpa mea nașă. Bună, Adinuța. Bună. Cu Marina, mătușa mea. Bună, Marina. Și cu iubita mea mamă. Magda. Bună, Magda. Bunica e relaxată pe lângă mamă și nepoată, care sunt aproape de leași, nu știu dacă ați observat. Și am venit să ne distrăm aici, să câștigăm puncte, să... Așa, emoții? Maria, sau Bu, cum o strigă nepoata ei, este o pensionară pasionată de dans și călătorii. Este o persoană sinceră cu simțul umorului care exagerează când vine vorba de mâncat dulciuri. Crede că seamănă cu o mierlă, pentru că îi place muzica și visează ca într-o bună zi să ajungă la Paris. Foarte frumos. Adinuța, să rămână, este inspector de resurse umane cu afinitate specială pentru șofat. Crede că seamănă cu un bujor, pentru că îi se poate citi bucuria pe față. Are o fire răbdătoare, este veselă din fire, însă i-ar plăcea să fie mai rezistentă. Ne-a mai spus că doar din lipsă de timp nu are animale de companie și că visează ca într-o bună zi să aibă casa plină de nepoți. Marina, pensionară, mama 3 băieți și o fată și bunica 6 nepoți. Are o pasiune pentru croitorii și pentru că este o persoană activă, detestă să stea degeaba. Se aseamănă cu o iedere pentru că răzbate oriunde. Își dorește ca într-o bună zi să vadă Asia și America de Sud în același timp. Magda este un economist care citește cu plăcere și adoră să învețe lucruri noi. Este o fire onestă, ușor încăpățânată și puțin credulă. Crede că seamănă cu un leu pentru că este pașnică, hotărâtă, dar când e călcată pe coadă, își apără teritoriul și face prăpăd. Visează ca într-o bună zi să poată vizita toată Asia. Ai ceva de vizitat? Ține-mi pumnii. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Sper să ne distrăm! Bine! Baftă! 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 Să fie! De cealaltă parte, familia Sitaru! Semifinală pentru ei, au ajuns la cel de-al patrulea joc, tot din București sunt ei mânați în luptă de Alina. Bună, Alina! Bună seara! Alina, spune-mi cu cine ai venit, dară?
Am revenit în această seară cu dragul meu soț, Valentin. Salutare, Valentin! O să pocnești la un moment dat. Cu dragul meu tată-socru, Tomiță. Salutare, Tomiță! Mama soacră și a tot dragă, Mihaela. Bună, Mihaela! Și cu sora mea extraordinară, Mimi. Bună, Mimi! Toată lumea bine și la voi, da? Da! Baftă! Mulțumim! Baftă! Mulțumim! Baftă! Baftă! La voi, totul bine? Da! Văd că aveți un elefanțel în vizită. E cu minte, e cu minte. E cu minte? De plantă vorbim, care nu mai stă la locul lui când are treabă. S-a pus frumos în public, el a venit ca la spectacol. Și când ceva nu-i place, aruncă cu ambalaje de dulciuri, în sfârșit. Runda întâi. Capitanii pasă! Să vedem câte variante. Ok, 8. Am întrebat 100 de români. Cu ce te jucai pe când erai mic și acum, că ești adult, nu mai faci? Cu plastelină. Nu e acolo. Cu lopețica în nisip. Avem lopețica. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Alina. Cu ce te jucai pe când erai mic și acum că ești adult nu mai faci? Cu păpușa. Cu păpușa. Bun. Adinuța, cu ce te jucai când erai mic și acum că ești adult nu mai faci? Cățelul. Cu? Cățelul. Cu cățelul. Adinuța a făcut așa. Marina, cu ce te jucai pe când erai mic și acum că ești adult nu mai faci? Cu coarda. Cu coarda. Bun. Magda, cu ce te jucai pe când erai mic și acum că ești adult, nu mai faci? Cu elasticul. Ok. Avem? Da. E acolo. Bun. Ale, cu ce te jucai pe când erai mic și acum că ești adult, nu mai faci? Cu mașinuțele. Mașinuțele. Tu-tu. Bun. Maria, cu ce te jucai pe când erai mic și acum că ești adult, nu mai faci? Șotronul. Șotronul. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Adinuța, cu ce te jucai pe când erai mic și acum că ești adult, nu mai faci? Mă dădeam pe topogan. Ok. 78 de puncte în joc. Vă ascult. Cu mingea. Am înțeles. Cu mingea. Am înțeles. Cu căluțul de lemn. Am înțeles. Cu mingea. Am înțeles. 3 variante, 78 de puncte. Alina, cu ce te jucai pe când erai mic și acum că ești adult, nu mai faci? Cu mingea. Avem? Da. Păi voi nu vă mai jucați cu mingea? Da. Ha? Noi nu aveam mingi. Na, vă jucați cu bolovani. Ne jucam cu bășica porcului. Câștigă această rundă familia Sitaru. Ce mai avem acolo? Soldăței. Da. Voi vă dați seama că dacă facem o listă cu prostiile cu care ne jucam noi când eram mici, acum părinții ar face ani grei de pușcărie? Voi vă dați seama? Ce făceați? Păi, domnule, aveam niște tuburi de alea de spray și le băgam în niște țevi de instalații. Băgam după aia carbid pe sus, scuipam pe aici, pe jos, și după aia băgam la sub braț, spuneam către geamul vecinului care ne deranja și venea altul cu hibridul. Bă! Ia! Nu te crede nimeni, n-ai domne, cum să faci așa ceva? Da. Sau aia cu șuruburile. Luai niște șuruburi de 8 sau de 10, bine, era ce mai trebuie, dacă aveai de 14, dar nu găseai. Și pune cu piuliță între ele, veneai cu două șuruburi, râcâiei un pachet întreg de chibrituri, le închideai, puneai o pungă de plastic legată ca să, în momentul în care venea în cădere, să-l țină un pic, să vină drept. Și atunci când venea, se compresa ăla și... Pau! Acum faci pușcărie direct.
Câți ani ai? 8 ani. Haide, 2 luni. Haide, trecem cu așa. De ce nenorocire? Nu se poate așa ceva. Făceam cornete și hai că cornetul cornet, dar mai erau tâmpiți care punea oace în vârf. Nu. Ce? Cu praștia nu mai zic. Că apăream acasă cu doi din liceu sau cu ne-am zicat. Nu, dar așa e, urâtă șoacă. Noi, domne, făceam, n-ai văzut. Mergeam cu bicicleta pe lac sus, la Cocioc, și coboram tot dealul ăla. Tatăl nostru care cerul. Dacă nu nimerai cum trebuie să încingeau frânele, se rupea lanțul, în mijlocul lacului te recuperau, că bicicleta era la revedere. Deci ai acasă, mai luai mamă de bătaie. Unde e bicicleta? Nu mai e. Gata, sau... Nu mai e. Nu mai e. Ce-ați făimițu? N-aud. Călcâie. E, frână la bicicletă. Cu călcâirii. Călcâirii și da, luai traseul cu mărăcini mulți, că aia te mai încetinea un pic. Da. Rămâneai și de-n tine în urmă. Copii, voi să nu... Voi aveți biciclete bune, aveți și căști, aveți genunchiere și cotiere și toate alea. Aveți calculatoare, vă arată viteza. Vă rog eu frumos, n-aveți nevoie de năcazurile noastre. Nu e, că de-aia acum, dacă ne iei ăștia din anii 70-80, dacă ne vezi cum mergem pe stradă, zici că s-a stricat și softul și hardul. Sunt de ei, sunt de vasteaua noastră. Mă rog, ei 70-80, că eu sunt 2004. Runda A. Doua. Hai. Maria și Mari. Să vedem Sola. Câte variante. Am întrebat 100 de români. În afară de un hotel, în ce clădire vezi multe paturi? Motel. Motel. Nu e acolo. Într-un cămin. Avem? Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Maria. În afară de un hotel, în ce clădire vezi multe paturi? În spital. Avem favorit. Mihaela. În afară de un hotel, în ce clădire vezi multe paturi? Într-o grădiniță. Grădiniță. De copii. Avem creșe. Mimi, în afară de un hotel, în ce clădire vezi multe paturi? Într-un magazin de mobilă. Da. Avem, foarte bine. Alina, în afară de un hotel, în ce clădire vezi multe paturi? Într-o cabană. Vali, în afară de un hotel, în ce clădire vezi multe paturi? Într-o unitate militară. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Tomiță, în afară de un hotel, în ce clădire vezi multe paturi? Azil de bătrâni. Mă răspunde Tomiță, îmi răspunde, dar mă și ceartă în acest. Azil de bătrâni, pleacă de aici. Nu avem varianta asta. Suna plauzibil. Vă ascult? Într-un sanatoriu. Am înțeles. Într-un cămin de bătrân. Am înțeles. Sanatoriu. Am înțeles. Salină. Am înțeles. Trei variante. 4, 6 și 7. 89 de puncte. Ale, în afară de un hotel, în ce clădire vezi multe paturi? Într-o bază sportivă, care se fac cantonamente. Ar putea fi. Da, da, nu e. E? Yeah? Nu, nu. Câștigă această rundă familia Sitaru. Ce mai avem acolo? Închisoare. Salon de masaj. N-a zis nimeni închisoare. Închisoare. A zis Adineau. A zis, da? Adineau. Închisoare. Salon de masaj. Internat. Tabără de copii. Pensiune. 1, 6, 7. Atâtea puncte am strâns în două runde. Luăm o pauză scurtă. Ne întoarcem repejor.
Asta zic. Zici că este o carte pentru copii. Adinuța și Tomița. Șapte variante. Am întrebat 100 de români. Cu cine trebuie să fii drăguț chiar dacă ți-e antipatic? Cu ține, Tomiță? Cu șeful. Cu șeful. Avem. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Adinuța. Mihaela, cu cine trebuie să fii drăguț chiar dacă ți-e antipatic? Cu domnul director. Mimi, cu cine trebuie să fii drăguț chiar dacă ți-e antipatic? Cu funcționarea de la ghișeu. Aha. Aveți dreptul să vă sătuiți. Alina, cu cine trebuie să fii drăguț chiar dacă ți-e antipatic? Cu soacra. Și-a zis asta la televizor. Și parcă văd după aia. Hai să mergem acasă. Vali, cu cine trebuie să fii drăguț chiar dacă ți-e antipatic? Polițistul care te oprește. Nu e acolo. 57 de puncte în joc. Vă ascult? Cu cumnatul. Cumnatul. Soacra. Soacra. Este. Cu vecinul. Vecinul. Cu vecinul. Vecinul. 5 variante, 57 de puncte. Cu cine trebuie să fii drăguț, chiar dacă ți-e antipatic? Cu vecinul. Avem vecin? Câștigă această rundă familia Ioniță. Da, chiar, domne, aveți vreun vecin antipatic? Hai, da, fiți sinceri. Da, aveți... Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Ce face el? Ce face de antipatic? Ce face el de antipatic? Face scandal și vă inundă? Da. Da. Ia zi plantă, ție? Așa e, domne. Că apare că odată cu un otrăvit sau o otrăvită, de asta e, că n-ai ce să... Colegul de școală. Ok. Cu ginerele. Nora. Da. Doamnă, de vecin n-a spus nimic cum îl cheamă, ce face, dar văd că la ginere v-ați gândit să-l nominalizați direct. Că bănuiesc că aveți unul singur, zic și eu. Nu vă vede, am înțeles. I-ai auzit vocea, dar știi că de tine e vorba. Așa să știi. Clientul. Cu doctorul. Profesorul. Nu comentez. Runda A. Să vedem câte variante. Îmi pare bine. Opt, am întrebat 100 de români. Trenul e mașină mică, unde îl duci pe Ionică? Unde îl duce trenul pe Ionică? La soacră, la mare. La mare. Ce zici prima oară? La soacră. Soacra rămâne, să știi că da. Noi așa facem. Avem soacră? N-avem soacră. Ai rămas blocată. Ai văzut, Alina, ce-ai făcut? Ai văzut? Craiova. Craiova. Craiova la Pitești. La Craiova. Mimi? La serviciu. Avem. Magda? Acasă. Acasă. Avem.
Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Mihaela. Trenule, mașină mică, unde îl duci pe Ionică? Unde îl duce trenul pe Ionică? La mare. La mare. Bun. Maria, trenule, mașină mică, unde îl duci pe Ionică? Unde îl duce trenul pe Ionică? La plimbare. La plimbare. Nu, ca la fat, la... N-avem varianta asta. Adinuța, trenule, mașină mică, unde îl duci pe Ionică? Unde îl duce trenul pe Ionică? La bunici. La bunici. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Marina, trenule, mașină mică, unde îl duci pe Ionică? Unde îl duce trenul pe Ionică? La aeroport. La aeroport? Nu e acolo. Ia să vedem ce spuneți voi. La țară. La țară. La munte. La munte. La părinți. La părinți. La munte. La munte. 5 variante, 78 de puncte. Alina, trenul e mașină mică, unde îl duci pe Ionică? Unde îl duce trenul pe Ionică? La munte. Câștigă această rundă familia Sitaru. Ionică a făcut bine ca la trenul să meargă la munte. Că Marinică a mers cu mașina la munte. A plecat când era la liceu, în a noua, și acum își face dosarul de pensiune. Nu m-a corectat nimeni. Eu pot să zic orice prostie în emisiunea asta? Orice problemă. Au făcut așa, pensiune. Pensionare. Pensionare, da, asta, da, asta era ideea, dar nu. Asta voiam să văd și eu dacă, ce? Ați înțeles, ai zis la asta, săracu, că e venit de curând în România, nu prea... Ia, ia. Da. Se permite și ție o greșeală de ori. Da. Ce mai avem acolo? Așa. Excursie. În armată. Altceva? La iubită. Trenule. Ionică. Deci? La închisoare. Bun. Bine, 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 Tomiț. Optimist. Ce ca întotdeauna. La București. La București merge, dar la Pitești de ce n-am mers? De ce? La Pitești. La Craiova. La Craiova. Așa păi e. Ce, și-o mers sutenul ăla, de ce mă cerți pe mine? Ia uitați-vă. M-a certat pe mine, iau, dar de ce la... Hai. La Pitești. La gară. Da, la gară. Poți să sari și de mers, dar nu-i combinați. Runda A. Cincea. Haideți. Să vedem câte variante. Mașină mică. 8. Am rugat 100 de români. Numește o ocazie când ieși în stradă de bucurie. Când câștigă echipa preferată. Bun. Când ai și partidul favorit. Am înțeles. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați? Hai să jucăm, Arda. Numește o ocazie când ieși în stradă de bucurie. M-a cerut de soție. Maria, numește o ocazie când ieși în stradă de bucurie. Când mi se naște copilul. Bun. Foarte bine. Adinuța, numește o ocazie când ieși în stradă de bucurie. De anul nou. De anul nou. Din cer va fi. Marina, ai rândut-o, nu-i așa? Numește o ocazie când ieși în stradă de bucurie. Când vin copiii în vizită. Când vin copiii în vizită. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Magda, numește o ocazie când ieși în stradă de bucurie.
La nuntă. La nuntă. Uiuiu și iuhuhui. Numește o ocazie când ieși în strada de bucurie. Când am luat permisul. 144 de puncte în joc. Ce spuneți voi? Când merg la concert. Am înțeles. Când merg la concert. Am înțeles. Când am luat la examen la facultate. Am înțeles. Când câștig la loterie. Am înțeles. Patru variante, 144 de puncte. Alina, numește o ocazie când ieși în strada de bucurie. La un concert. Câștigă această rundă familia Ioniță. Ce mai avem acolo? Iată, ați citit știrea despre domnul acela care a câștigat la loto? A câștigat la loto, au dat și cu el o poză în ziar. După ce au apărut articolele, că au preluat și alte ziare, au apărut articolele cu el, a câștigat nu știu de milioane la loto, a început să spună la prieteni și le-a zis: tateli, până îmi dau ăștia banii, dar ajutați-mă cu niște bani, că am nevoie de una de alta ale. A luat împrumuturi de la toată lumea, toți cap-coadă, și după a dispărut cu banii, că el n-a câștigat la loto, doar a falsificat un bilet ca să apară la ziar. No. Toți au dat, stai mă, că să ia milioanele acum, sigur nu dăm bani înapoi. A făcut puf. Ce bubuie minte. Altceva? Ziua națională, foarte frumos. Altceva? Când vine primăvara. Da, așa e. Îmi place asta cu echipa, a câștigat echipa favorită. Vă aduceți aminte când se ieșea în stradă, când câștiga naționala? Da. Eu nu eram încă născut. Runda a... șasea. Puncte triple. Capitan în față. Variante câte? Să tot fie 8. Am rugat 100 de români. Numește un sunet care pe unii face să adoarmă. Al ploii. Ploaia. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați? Hai să jucăm. Ați apăsat amândouă pe butoane, dar n-am apucat să pun toată întrebarea. Numește un sunet care pe unii îi face să adoarmă, iar pe alții nu îi lasă să închidă ochii. De la... asta, de la mașina spălată. Hai... dacă mă gândesc, mai prins un fermoar și face acolo zdrang, zdrang. Știi ce zic? Tomiță, numește un sunet care pe unii îi face să adoarmă, iar pe alții nu îi lasă să închidă ochii. Sunetul de harpă. Da, domnule, am și o problemă asta. Da. Nu pot să dor. Da, nu e, nu e. La mine am doi vecini care ies în curte cu hărpilii. Am niște harpalagii care... și mai am și un lirist, un domn cu lira. Foarte bine, muzica. Numește un sunet care pe unii face să adoarmă, iar pe alții nu îi lasă să închidă ochii. Plânsul bebelușului. Plânsul bebelușului. Nu știu cum te adoarme. Primul X, nu-i panică. Mimi, îmi place cum mârie. Ați văzut, ați auzit-o? De, când Mihaela dă un răspuns care nu e acolo, face... Mimi, numește un sunet care pe unii îi face să adoarmă, iar pe alții nu îi lasă să închidă ochii. Ticăitul ceasului. Ticăitul ceasului ar putea fi acolo. Da. Nu e. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Alina, numește un sunet care pe unii îi face să adoarmă, iar pe alții nu îi lasă să închidă ochii. Zgomotul de la feon.
Nu e acolo. Haideți să vedem dacă se fură sau nu. Vă ascult. Trebuie să furăm. Televizorul. Televizorul. Sunetul păsărilor, cântatul păsărelelor. Ok. Sunetul de polizor. Ok. Televizorul. Am înțeles. 5 variante. 132 de puncte. Dacă dai 3, îmi dai 4, 5, 6 sau 7, fur punctele, runda și jocul. Dacă nu, mă duc în finală cu familia Sitaru. Numește un sunet care pe unii îi face să adoarmă, iar pe alții nu îi lasă să închidă ochii. Sunetul televizorului. Câștigă runda și câștigă jocul și mergem în finală cu familia Sitaru! Ce mai avem, domnule, acolo? Aspirator. Aspirator. Bormașină. Bormașină, nu cred. Ce? Apa? Picătura de la ghiuvetă. Trilul de pasăre. Iată, că aveam păsări. Picătura chinezească. Sfărăitul. Cine doarme, domne, pe sfărăit? Cel care sfărăie, clar. Păi nu, că nu poți să sfăre până n-adormi. E un cer vicios. Valul mării. Alina, tu adormi pe sfărăit? Nu cred așa ceva. Dacă nu-ți fără ursul, nu te iași pe tine? Nu. Incredibil. Haide, Vali, dormi, că nu poți să adormi. Dă-i, arr, așa, acum e momentul. Sfârâitul de jumări, zice Mițu. Băi, Mițule, tu știi ce am făcut în weekend? Cu Marin Mortoarul Alexandru, cu Mortuchiu Izin, cum ar fi, am făcut până la urmă jumările alea de oaie. V-am făcut filmare să vă arăt. Dom'le, într-un ceaun nici mare, nici mic. Unde pleci? Stai acolo. Gigi, stai acolo. Stai. Nu, 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 aprinde lumina, Mițule. Dom'le, știi cum când nu sunt nici... Ia, uitați-vă. Nu sunt nici uscate, dar nici așa... Faza care e? Că trebuie găsit un mix foarte bun între... Ia uite că prăbușește macaraua. Măi, ce faceți, măi, nene? I s-a făcut rău? Ia uite. Nu mai avem imagine. Bine, mă, gata, nu mai zi nimic. Ce cu să usturoi? Mai... Ce? Cu usturoi? Cu usturoi, da, cu usturoi. Și ia uitați-vă. Jumăr de oaie. Da. O să ne întoarcem cu runda fulger, dar până atunci ne luăm la revedere de la familia Ioniță. Vă mulțumesc că ați venit. Mulțumim. Să rămână Maria. Vai, ce supărată e Maria. Rău. Uitați de tot. Ce aia e. Rău. Să rămână Maria. Foarte mulțumesc. Foarte și eu foarte mulțumesc. Să rămână. Vă aștept la pauză. Pauză scurtă. Revenire pe jur. Am revenit cu rundă! Fulger! Vali și Alina, nu? Vali și Mimi. Ah, ok, hai! Două manșe ca de obicei. O să încep cu Mimi, nu? Da. Da. Ne vedem mai încolo. De secunde. 5 întrebări. Secundele trec din momentul în care termin de rost prima întrebare. La cele 5 întrebări, dacă nu știu un răspuns, îmi dai un pas. Mergem mai departe, ne întoarcem la final. Jucăm? Jucăm. Baftă. Mulțumesc. Am întrebat 100 de români. De câte ori, maximum, e ok să te sună la telefon partenerul în timp ce ești la serviciu? De 3 ori. În afară de ouă de găină, ce alte ouă mai sunt comestibile? Ouă de prepeliță. Cu ce te deplasezi dacă trăiești în creierii munților? Pas. Într-o zi toridă nu te poți descurca fără... Apă. Ce îți face un magician să dispară? Pas. Cu ce te deplasezi dacă trăiești în creierii munților? Cu căruța. Ce îți face un magician să dispară?
afară. Facem asta? Hai să vedem. Mimi, hai cu mine. De câte ori maximum e ok să te suni la telefon partenerul în timp ce ești la serviciu? Tu ai spus trei ori. De trei ori. Să-ți mi-era să gura flori. În afară de ouă de găină, ce alte ouă mai sunt comestibile? Și tu ai spus? De prepeliță. Perpeliță. Ia să vedem. Omleta mică dă 20 de ouă. Ia uite-le, fără colesterol, cum râdere la noi. Cu ce te deplasezi dacă trăiești în creierii munților? Cu căruța. Cu o căruță off-road. Bun. Într-o zi toridă nu te poți descurca fără... Apă. Apă. Foarte bine. Ce îți face un magician să dispară? Tu mi-ai spus? Nimic. Nimic nu mi-ai spus. Dar ai făcut 120 de puncte. Foarte bine, mulțumesc bine. Mulțumesc și eu. Vine acum Vali. Da. 25 de secunde. Trec din momentul în care termin de rosti prima întrebare. 5 întrebări. Nu știu un răspuns pe asta, treci mai departe, ne întoarcem la final. Îmi dai un răspuns. Să aud de sunetul ăsta. Iar nenorocire. Glumesc, nu. Dai repede un alt răspuns. La aceeași întrebare. Am înțeles. Ok? Da. Jucăm? Jucăm. Baftă. Mulțumesc. Am întrebat 100 de români. De câte ori, maximum, e ok să te sună la telefon partenerul în timp ce ești la serviciu? De trei ori. Altceva? De două ori. În afară de ouă de găină, ce alte ouă mai sunt comestibile? Ouă de rață. Cu ce te deplasezi dacă trăiești în creierii munților? Pe jos. Într-o zi toridă nu te poți descurca fără... Apă rece. Altceva? Fără suc. Ce-ți face un magician să dispară? Iepurele. Ai iepuri? Nu. Iepurele. Suntem bine? Da. Reușim? Da. Opa! Până acum câte runde fulger ați reușit? Una. Ok. Dacă reușiți și pe asta, sunt două. Vreți să vedem? Da. Hai să vedem. Vali, ce îți face un magician să dispară? Iepurele. Ia să vedem iepurele. Ok, ok. Favorit, ceasul, portofelul, iepurele, moneda, pălăria, bijuteria, ochelarii. Cu ce te deplasezi dacă trăiești în creierii munților? Mi-ai spus? Pe jos. Avem 132 de puncte. O să creștem acum, dar modest. Bicicleta, căruța, sania, ATV-ul, telecabina, mașina de teren, picioarele, calul. În afară de ouă de găină, ce alte ouă mai sunt comestibile? Mi-ai spus? De rață. De rață. 136. Creștem la... Bun. Am zis de prepeliță? De rață, am zis? De struț? De gâscă? De ciocolată? De curcă? Dacă n-am zis, am zis acum. De câte ori maximum e ok să te sune la telefon partenerul în timp ce ești la serviciu? Mi-ai spus? De două ori. De două ori. Foarte bine, domnule. De două ori. De trei ori. O dată. Cinci ori. Deloc. 10 ori avem ultima variantă. Aia deloc sunt certați. Da. Într-o zi toridă nu te poți descurca fără... Suc. Avem nevoie de două puncte aici. Două puncte. Dos. Dos. Două guri de suc. Unu, doi. E pace. Favorit e apă. Apoi avem umbrele de soare. Care nu-i suc. După aia avem pălărie de soare.
Care nici asta nu cred că e suc. Aer condiționat. După aia avem ochelari de soare, care sunt greu de băut. După aia avem aer condiționat, care nu merge pe suc. Avem evantai, care e penultimul loc, cu care poți dărâma sucul la o, adică, dar nu poți să bei. Și mai avem pe ultimul loc ceva. Sucul. Care ultimul loc, de obicei, aduce două puncte. Că dacă oricum cu un punct nici nu intră în sondaj. Oh. Pe ultimul loc avem gheață. Gheață. Care nu-i suc. Da, am înțeles. Foarte aproape. Foarte aproape. Oricum, bravo, mergem în finală. Bravo, Vali. Haideți cu toți încoace, familia Sitaru. Au avut emoții în primele jocuri, dar au trecut peste și uite-te cât de departe au ajuns. Ediția următoare vor juca pentru premiul cel mare. 20.000 de lei. Cum? Nu știu. Voi știți. Dar vedem. Hai, hai cu încredere, Ale. Până atunci, să fiți bine și după aia încolo. Să fiți sănătoși. Să ne revedem cu bine. Cu zâmbetul pe față și în suflet. Sănătate.